Florida atrage anual milioane de turiști pe plajele sale din Miami și alte locuri exclusiviste. De asta proprietățile de aici sunt printre cele mai scumpe din America de Nord. Într-un tutorial anterior, Casele din Miami, am arătat cum căutăm proprietarii acestor imobile folosind cadastrul local. Unii afaceriști aleg să cumpere case sau terenuri pe numele companiilor pe care le înființează tot în zonă, din motive fiscale sau din alte cauze. Registrul companiilor din Florida este de asemenea gratuit și oferă detalii relevante despre cei care aleg să-și deschidă afacere aici. Unul dintre ei a fost Cristian Borcea, fost acționar al clubului Dinamo, acum după gratii pentru implicarea în dosarul transferurilor de fotbaliști. Borcea a primit în 2014 peste șase ani de închisoare cu executare după ce în primă instanță fusese achitat. Ulterior, însă, procurorii au descoperit că Borcea și complicii săi, frații Ioan și Victor Becali, cunoscuții impresari, plătiseră mită judecătoarei care i-a în primă instanță. Așa că Borcea a fost condamnat ulterior și pentru dare de mită. În acest caz, sentința nu este încă definitivă. Registrul companiilor din Florida poate fi accesat aici. Observăm că portalul ne oferă mai multe opțiuni. Fie să căutăm direct după numele companiei, dacă o știm, fie după numele celor care au înființat-o. În cazul unei persoane fizice, e util să scriem întâi numele și apoi prenumele, cu virgulă între cele două cuvinte. Găsim astfel că Borcea, Cristian, a înființat în 2010 compania imobiliară ACB USA Properties Inc. cu numărul de înregistrare aferent. Clic pe numele lui și suntem direcționați spre o sinteză a companiei. Găsim data la care a fost înființată compania, când a fost declarată inactivă, adresa la care a fost înregistrată și alte detalii. Pe Borcea îl mai găsim și cu prenumele de Christian, cu CH. Astfel, afaceristul român a mai înființat în 2011 compania ACB USA LLC, tot alături de Alina Vidican, fosta lui soție. O informație relevantă în contextul în care registrul nu listează datele personale ale directorilor sau proprietarilor. În schimb, baza de date ne oferă uneori raportările anuale și opțiunea să extragem fișa companiei în format PDF. Mai putem să efectuăm căutări și după numele fostei sale soții. Găsim astfel încă o companie din Florida, iVid USA Properties Inc., înființată tot în 2010. Mai departe putem căuta în baza de date a cadastrui dacă aceste companii au deținut proprietăți acolo, în timp ce procurorii puneau sechestru pe bunurile afaceristului în România. Baza de date a companiilor poate fi folosită atunci când avem informații că un afacerist sau politician călătorește des în Miami sau avem informații că ar deține afaceri în zonă. Apoi, în cu aceste date confirmate, putem să căutăm dacă a folosit companiile respective ca să facă afaceri în România.